1 decembrie este ziua în care românii din toate regiunile s-au unit într-un singur neam, iar acest eveniment a fost sărbătorit și în acest an de către Municipalitatea Lupeneană printr-un spectacol. Edilul a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 101 ani de existență a României Mari. Vreau să le transmit pe această cale tuturor românilor multă fericire, multă sănătate, să facem în așa fel încât să fim alături de familiile noastre, cel puțin în aceste momente importante, și le doresc pe această cale tuturor un sincer și călduros la mulți ani și am încredere că România poate să reprezinte o forță atât la nivelul Europei cât și la nivel mondial și am încredere în aceste cuvinte. De ce? Deoarece cred în români și cred în tot ceea ce am făcut noi în această perioadă de timp a istoriei noastre și trebuie să ne reamintim și să mai citim câte o carte, fiindcă doar așa ne reamintim cine am fost și cine trebuie să fim de astăzi înainte. Pe scena amenajată în parcul CAP din Lupeni au urcat mai mulți artiști care au interpretat cântece patriotice, dar și din folclor. Oamenii adunați acolo au înfruntat frigul prin dansuri populare.